Sâmbătă, la sala sporturilor din municipiul Vaslui, fostele glorii ale handbalului vasluian au oferit o întâlnire de zile mari cu faze care aduceau aminte de realizări celebre în meciurile oficiale ale vremurilor trecute. Bibiric, Pastramă, Pruteanu, Cucu, Emancipatu, Macovei, Pandele, Liviu Iacob sunt doar câteva nume de rezonanță în handbalul vasluian care au ținut să participe la cea de-a doua întâlnire a generațiilor componente ale formațiilor Metalu, Moldosin și Handbal Club Vaslui. Antrenant 32-32, dar nu scorul contează, contează mișcarea, așa se spune. Cum te simți după oră de alergat? Mă simt foarte bine, mai ales cum am înțeles în toate generațiile, 66, 65 și mai tine, 70, 77. Cel mai important este că primirea tuturor generațiilor și faptul că aducem în omagii tremelor de mult. Toți jucătorii care au participat astăzi au pus umărul la performanța handbalului vasluian și sperăm și de altfel să ducă tot mai sus. Așa, din teren, cum s-a văzut meciul? Pe cine ai mai remarcat? Eu am fost câțiva pe care știu foarte bine, cunosc evoluția, iată și acum se mișcă destul de bine. Așa este, chiar dacă ani au făcut peste mult, handbalul nu se uită, doar câteva kilograme în plus și au pus antrenamentul. Dar asta am făcut peste de pe ceea ce a fost. Chiar dacă n-a fost un număr numeros, cred că pe viitor să fie mai aparte de mai. Hai să trecem și la lucruri serioase. Leonard Bibiric face parte staful tehnic al noului club CSM Vaslui. Spune-ne pe ce tot, ce se întâmplă, ce face Leonard Bibiric la acest lucru? În momentul de față, statul meu este o nouă provocare, având în vedere că în 92 ani am promovat ca și jucător în Liga Națională, în 2013-2014 cu HC Vaslui. Acum, pe comune, cu sprijinul autorităților locale, avem ca și obiectiv din nou promovarea în Liga Națională. Ne menținem pe această cale a autorităților locale și sperăm împreună cu jucătorii să ne îndeplinim obiectivul la vara anului 2019. Ce se întâmplă cu locul? E complet locul de echipă? Întotdeauna locul dar până în iarnă rămâne de aceeași locul care avem aici. Un lucru de bază, să spunem, se vede tot de la HC Vaslui, câteva jucători noi veniți la Alexandria și la Vaslui. Ceava, sperăm ca până în iarnă să ducem curul și returul pe primul loc. Ce urmează? V-am presupun cantonament pe partea asta? Nu, în momentul de față n-am făcut cantonament. Toată pregătirea am făcut pe plan local. Ieri, în ziua 24, am făcut un meci la CSU Suceava. Am câștigat la o diferență confortabilă, peste 15 lor. Dar ceea ce ne-a interesat pe noi e atitudinea și omogenizarea lui. Mă bucur, așteptăm și noi cu interes, cu emoții, cu începerea primului divizia A și să sperăm că veți noi promovați. Așa că avem speranțe, campionatul va începe pe 20 septembrie cu meci pe care am cu Brașovul. Sperăm să debutăm cu dreptul și să fim spectatori în număr cât mai mare la care sunt primarele Lidu. În momentul de față, Galațu, să spunem, și CSU Suceava, CSU Bacău, care chiar dacă nu au trebuie de promovare, nu plătare și pot să pună probleme locului, având în vedere că au posibilitatea să treacă jucătorii la Liga Națională la divizia. Liviu Iacob, iată, te-a urmărit 60 de minute în teren aici, la sala sporturilor, într-un meci, un voice de handball.
creștere în fiecare zi. Sunt bucuros că la doua ediție în care particip, o întâlnire cu toți jucătorii de handball, de basket, de timpul care am fost în așa. E o ocazie în care domnul antrenor Pitric ne-a observat, ne-a studiat, probabil vom pune bazele noi echipe care... De Old Boys. De Old Boys. Da, vrem să promovăm handball-ul, sport drag tuturor celor care astăzi au fost și sper și tuturor basketbalilor să insuflăm această energie. A fost o acțiune extrem de importantă. Eu nu s-au venit să te întâlnești cu foștii colegi, foștii jucători, cu cei care au ținut în ordine basketbalului de sus. Ne-am mulțumit. Așa este, pentru mine este a doua oară în 30 de ani când vin aminte de handball. Ne-am întâlnit atât cu colegii care am jucat, eu, generația mea, fiind practic al doilea cel mai bătrân din teren, Johnny Cuteanu. Johnny a scris două goluri, cel puțin. Scris, da, da. Jocă bine Johnny la 67. Mă bucur că și cei mai tineri, noi, au participat, se mișcă și sper cum de altfel și la Iași se întâmplă chestia asta în fiecare zi, se întâlnesc cu voi și se întâmplă de aceeași chestii pe așa. Mulțumesc mult, apropo, iată și urmată de asta, problemele de CSM, eu cred că implicarea primăriei Vaslui și a Consiliului Județean, domnului primar Bava și a domnului președinte Cucaru, sper că se poate realiza ceva în sensul ăsta. Eu voi încerca în Consiliul Județean să promovez, solicit sprijinul Consiliului Județean pentru echipă. Am hotărât la o bere tradițional să facem evenimentul ăsta, am încercat cu maieția, acum maieția a doua, sper să continui. Am zis și anul trecut, zic și anul ăsta, startul s-a dat, poate că în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat cineva de aici care oprește la scuiva la inițiativa mai în serios, că așa toată lumea în serios, nu doar de când vine la sală și evenimentul am rămut. Peste întâlnirea de astăzi, cum este să te reîntâlnești cu foștii colegi, cu cei care au jucat înaintea ta, după tine? Păi, este o bună oportunitate, atât cu vechii colegi să ne intervenim din amintiri și să ne simțim bine, iar cu cei mai mulți care nu am prins, să facem cunoștință și să socializăm. Altceva nu mai bine. S-au legat destul de mult, adică mă gândeam la apropo de vârstă, apropo de kilograme. Bineînțeles, acum fiecare probabil mai face ceva mișcare în timpul liber și dovada s-a văzut. A fost și un pic de ambiție cu colegii noștri mai tineri să nu luăm bătaie așa de tare și atunci lumea a fost un pic mai tare. A fost bine. Profesorul Ghiriu Bumneș era foarte emoționat și el vin sală la această întâlnire. Sigur, bine, nu se poate ține nici la evenimentele astea, dar aici și frumusețea evenimentului de acest gen. Dumnealui este probabil singurul, că mai fost de un povestit în acest că singurul care a rămas și cunoaște cam pe toată lumea. Și dacă stați lângă dumnealui, vă poate povesti despre fiecare minim două întâmplări, ori amuzante, ori mai puțin, suferințe de ale dumnealui sau bucurii. Așa, da, fiind copil, Pascal m-ați aminte de bucurii și de întâmplări, așa. O întâmplare vis-a-vis de profesorul Bumneș? Vai, am foarte multe întâmplări, dar chiar astăzi când am fost eu amintele din Vestea, m-am oprit acolo cu juniorii doi, cred că erau, și la povestire o întâmplare când am sunat eu la două dimineața și am întrebat la Cristiasa Gonzales. Și el m-a recunoscut, evident, și zice, va stra, nu ne vedem mâine. Și a doua zi, am luat scările aici în sală. Da, foarte interesant. E, o glumă. Da, da, da. Bine, să-mi domnul profesor Bumneș.
Da? Urmează acum concluzii. Păi, concluzii. Sper să, cât redeam în vestiar, activitatea secundară s-a desfășurat, urmează cea principală, mergem să ne simțim bine și să mai îndepărnăm amintim. Cu speranța că și anii viitor activitatea va avea loc, ce pot să spun mai mult? Doamne ajută și să ne vedem să ne vedem și la. La încheierea meciului, disputa amicală a continuat la o masă festivă, udată cu multe, foarte multe amintiri.